Extradarea ziaristului turc respinsă de Curtea de Apel București. Astfel, justiția din România nu a admis solicitarea autorităților de la Ankara de a-l preda statului turc pe jurnalistul angajat al publicației Zaman România. La termenul din 6 decembrie, cauza a fost amânată pentru pregătirea apărării în raport de cererea de extradare. Camil de Mircaia a declarat atunci că nu dorește să fie extradat și a cerut azil politic în România. Jurnalistul turc angajat al publicației Zaman România a fost reținut în 5 decembrie în baza unui mandat de extradare emis la ordinul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. El a fost însă eliberat după ce a fost audiat de autoritățile judiciare române. Jurnalistul se află de doi ani în țara noastră. El lucrează pentru zama în România, având un permis de ședere temporară. Demircaia locuiește în București împreună cu soția și cu fiul său în vârstă de 10 ani. Ziarul Zaman le mulțumește tuturor jurnaliștilor români, ONG-urilor și politicienilor care au susținut cauza lui Camil Demircaia.